Trăiască Domnul care ne-a făcut bine. Dumnezeul care în noaptea cea grea și lungă, când ni se părea că s-a terminat, a venit și ne-a mai dat ani de viață să ne creștem copiii. Când ni se părea că nu mai avem nicio soluție, că toți ne-au întors spatele, Domnul a rămas cu fața înspre noi. Să-i dăm Domnului ce este al Lui. Pentru că în fiecare primăvară ne încheiem socotelile cu cezarul. În această seară nu putem pleca de aici înainte să ne încheiem socotelile cu Domnul. Mai ții minte când ți s-a părut că a venit vremea și Domnul ți-a mai dat ani de viață dintr-un accident, dintr-o nenorocire, dintr-un necaz? Dumnezeu te-a ridicat din nou în picioare. Dacă un om ți-ar fi făcut binele acesta, ți-ar fi cerut milioane de dolari. În această seară să nu-ți fie greu să spui doar cuvinte care scot din inima aceea de muritor, inima aia recunoscătoare, proslăvirea numelui lui Dumnezeu, că nu te-a coborât în țărâna pământului și te-a lăsat să mai trăiești, să-i cânți și să-i mulțumești, să te căsătorești și să ai experiența de familie și să-ți aduci aminte că Domnul ți-a făcut bine. În cartea aceasta scrie, când vei intra în țara cea bună, să nu uiți pe Domnul. Să-ți aduci aminte când vei mânca din struguri și din smochinii pe care nu i-ai sădit. Să-ți aduci aminte că mâna bună a Domnului te-a adus aici. Dacă ai părul cărunt sau dacă ești tânăr, să nu uiți de Domnul care ți-a făcut bine. O jumătate de oră să stăm în picioare va fi nimic. Și să vorbim doar de măreția lui Dumnezeu va fi nimic. Domnul ne-a făcut bine. Trăiască Domnul! Vrem să fie Domnul bucuros de noi pentru că suntem recunoscători. Nu știm care dintre noi la noapte în toiul nopții vom fi încolțiți de boală sau de necaz. Nu știm la cine va veni strocul sau hard attack-ul, nu știm. Dar știm că mâinile străpunse sunt peste noi și peste casele noastre. Lăudat să fie Domnul! Dacă n-ar fi El de partea noastră, unde am găsit ajutor în ziua aceea grea? Când vine boala și ne pune la colț, când nu mai există soluții, binecuvântat să fie Domnul, pentru că mila sa ne urmărește. Să-i citim cuvântul, dar să citim cuvântul cu responsabilitatea unor oameni îndatorați față de Domnul. În seara aceasta citim din Matei capitolul 28. Citim începând cu versetul 16 până la capăt. Apoi o să ne reașezăm și petrecem următoarele minute uitându-ne în această carte. Este tot ce ne-a rămas de la Domnul alături de Duhul Sfânt și de speranța că se va întoarce. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Reocupați-vă locurile, dragii mei. Poporul lui Dumnezeu, în această seară, aș vrea să predic punând o întrebare. Întrebarea aceasta este titlul predicii mele: ucenic sau doar convertit? Ucenic sau doar convertit? Mântuitorul a evangelizat mii de oameni, dar a ucenicizat doar 12 bărbați. Termenul ucenic este întâlnit în Noul Testament de peste 250 de ori, descrind pe urmașii unor mari și diverși lideri. Ucenicii lui Moise sunt ucenicii unor principii. Ucenicii fariseilor sunt ucenicii unor datini, unor obiceiuri. Ucenicii lui Ioan sunt ucenicii protestului. Ucenicii Domnului Iisus sunt ucenicii unui mentor, ai unei persoane. Scopul Mântuitorului a fost să facă ucenici, nu convertiți. El spune:
duceți-vă și faceți ucenici. Nicăieri în Scriptură nu există obiectivul de a face convertiți. Convertirea este doar o stație în împlinirea obiectivului de a deveni ucenic. A fi ucenic înseamnă să înveți o meserie de la cineva care o cunoaște, de la un maestru, printr-o relație directă și permanentă cu el. A fi convertit, doar un adept, înseamnă să aderi la o idee, la o teorie, cu care să fii de acord, în ciuda faptului că uneori nici măcar nu știi cine este persoana aceasta. Adepții acceptă credința, însă uneori refuză ascultarea. Acceptă predica, dar uneori ocolesc împlinirea ei. Acceptă botezul, dar ocolesc ascultarea. Acceptă cina Domnului, dar refuză mărturisirea păcatelor. Acceptă harul, dar refuză crucea și purtarea acesteia. Ucenicii au legătură cu Dumnezeu. Ei sunt în inima lui Dumnezeu. În marea trimitere pe care am citit-o în această seară, Mântuitorul așează responsabilitatea pe umerii ucenicilor, spunându-le: mergeți și faceți-vă ucenici. Ceea ce sunteți voi, faceți din alții. Misiunea ucenicilor are două părți, după cum este așa de ușor de observat. Prima, faceți ucenici și botezați-i. Cea de-a doua, învățați-i să păzească. Prin evangelizare, oamenii se convertesc. Din lume vin în biserică, prin convertire. Însă prin instruire, oamenii mântuiți sau convertiți cresc spiritual și se maturizează. Convertirea este doar un început al procesului de a deveni ucenic. Convertirea este doar drumul din lume spre biserică. Însă prin procesul de instruire, convertiții ajungi în adunare, în biserică, ei sunt învățați să păzească și, desăvârșindu-se prin a păzi ce au învățat, ei devin ucenici. O să citesc din Coloseni 1,28. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om, învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit, nu convertit. A fi convertit înseamnă doar a te schimba. A fi desăvârșit înseamnă, după ce te-ai convertit, să te implici într-un proces care te desăvârșește. Filipeni 1,6. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi. Care e începutul lucrării? Convertirea. Care este sfârșitul lucrării? Desăvârșirea. Starea de ucenic, starea de om matur. Evangelizarea este procesul de vestire a Evangheliei, a Mântuitorului nostru Domnul Iisus Hristos, și chemarea oamenilor să devină ucenici. Evangelizarea este un eveniment sau uneori un proces de recrutare, de luare din lume a oamenilor pentru ca să fie aduși în biserică. Însă ucenicia este procesul prin care convertiții, după ce încheie legământul cu Domnul prin credință și pocăință, sunt învățați să păzească. Nu sunt învățați, sunt învățați să păzească cuvântul lui Dumnezeu pe care trebuie să-l cunoască. Aș vrea să prezint câteva confuzii cu privire la ucenicie. Prima dintre ele este faptul că un ucenic e persoana care s-a convertit. Nu este adevărat. Un ucenic nu-i doar persoana care s-a convertit. E persoana care a învățat să păzească cuvântul lui Dumnezeu după ce s-a convertit. Dacă un om rămâne la starea doar de convertire, nu este decât născut în împărăția lui Dumnezeu, dar nu-i crescut. Nu este decât semănat în pământ, dar nu-i udat ca să crească. O să citesc din Fapte 2, 41-42. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați. Asta este convertire. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Atenție, ei stăruiau acum
În învățătura apostolilor, nu în rugăciune în primul rând, în învățătura apostolilor, și musulmanii se roagă, fraților, nu subminez autoritatea rugăciunii, dimpotrivă. Dar vreau să vă spun că ceea ce maturizează în primul rând este cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru că te poți ruga ca un obicei de a sta înaintea Domnului și de a vorbi cu El. Dar dacă nu-i citești cuvântul lui Dumnezeu, nu-L cunoști pe Dumnezeu, nu cunoști caracterul lui Dumnezeu și nu știi ce să păzești. Învățați-i să păzească ce v-am poruncit. O a doua eroare este că ucenicul este credinciosul care cunoaște Biblia. Această afirmație este adevărată. Dar nu întotdeauna oamenii care cunosc Biblia trăiesc ce cunosc, ci devin ucenici. O să citesc din carte, Fapte 19. Când a venit apostolul Pavel, a mers în sinagoga evreilor și acolo a predicat cuvântul. Unii au crezut, dar fiindcă unii rămâneau împietriși și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei. Pe cine i-a despărțit de ei? Pe ucenici. Și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Observați că Biblia nu subliniază că 2 ani de zile s-au rugat. S-au și rugat cu siguranță. Dar Biblia subliniază că 2 ani au studiat Biblia. Dar ce or fi studiat 2 ani? Biblia. Biblia. 2 ani? Da. Nici o viață nu i-a ajuns, dar 2 ani. Un al treilea lucru care e o mare eroare este că un ucenic este persoana care frecventează biserica. Oamenii pot frecventa biserica din mai multe motive. Unii vin să găsească o odihnă pentru suflet, se liniștesc. Alții vin pentru că au probleme și cer ajutorul lui Dumnezeu. Alții vin pentru că așa au fost crescuți, așa au fost învățați de părinți. Alții vin pentru socializare, alții vin să se căsătorească. Oamenii vin la biserică pentru multe motive. Și noi îi vedem pe toți aici, dar Domnul vede dincolo de haină, noi nu. Biblia ne spune, am scris ceva bisericii, dar Diotref, care îi place să aibă întâietate între ei, nu vrea să știe de noi. Unde era Diotref? În biserică. Nu toți oamenii care vin la biserică sunt ucenici. Domnul îi cunoaște pe ucenici și are metode de evaluare pentru a face diferența între ucenici, convertiți și altceva. Aș vrea să vă prezint câteva exemple de ucenicie, de creștere spirituală. Vreau să menționez faptul că acest termen pe care eu îl folosesc, ucenicie, are sinonime precum consolidare, instruire, creștere spirituală, edificare. Toate aceste cuvinte și multe altele din categoria lor vorbesc despre același fenomen. În Biblie sunt multe exemple pentru înțelegerea acestui proces de naștere și creștere spirituală. Este exemplul grădinarului. Asta presupune semănare și creștere. Ce se întâmplă când un răsad de roșii este pus în pământ, dar grădinarul nu-l mai udă și nu se mai îngrijește de el? Răspunsul este simplu. Va muri. Apostolul Pavel explică în 1 Corinteni 3:6. Eu am sădit, însă Apolo a udat și doar atunci Dumnezeu a făcut să crească. Biblia nu spune eu am sădit și Dumnezeu a făcut să crească. Biblia spune eu am sădit, cineva a udat și Dumnezeu a făcut să crească. Semănarea e convertirea, udarea este creșterea, este edificarea, este ucenicia. Iar Dumnezeu folosește acest proces de slujire din biserică și El face să crească, că numai cu ajutorul Duhului Sfânt se poate împlini asta. Imaginea plantării și creșterii unui răsad explică cele două faze, semănarea răsadului și udarea și îngrijirea lui pentru creștere. Atunci când semeni un răsad, asta nu înseamnă că el va crește. Să-l semeni îți ia o jumătate de oră, dar să-l îngrijești, să-l uzi, îți ia până când face fructele sau legumele respective. Semănarea e un eveniment, udarea și îngrijirea este un proces. Un eveniment este un timp într-o seară, un proces este un timp într-o viață.
Putem înțelege treaba asta? Pentru a dezvolta rădăcinile unei plante, ea trebuie udată și Biblia spune în Coloseni 2, 6 la 7, astfel dar după cum ați primit pe Hristos, Domnul, așa să și umblați, fiind înrădăcinați și zidiți în El prin credință, fiind înrădăcinați. De ce înrădăcinați? Pentru că ce se întâmplă cu o plantă sau cu un copac, dacă nu are rădăcini puternice, înfipte adânc în pământ, rădăcini prin care își trage hrana de care are nevoie să crească. O plantă fără rădăcină este artificială, este din plastic, uneori inconfundabilă cu o plantă adevărată. Să știți că plantele artificiale n-au nevoie de rădăcini, au nevoie doar să fie plantate, dar îngrijite și udate, nu. Ești un ucenic sau doar un convertit? 2 ani de predicare a cuvântului într-o școală a unui anumit tiran. Stăruiau în învățătura apostolilor. Studiul biblic a ajuns astăzi un baubau al bisericii. Investim foarte multe ore în orice activități, dar dacă facem o întâlnire de studiu biblic, este puțin mai greu. Ori suntem doctori în Biblie, ori suntem altfel. Puteți să suferiți aceste cuvinte, ele vin din inima unui frate care vă respectă atât de mult încât nu vrea să vă spună nimic. Planta cu rădăcini nedezvoltate se va usca. O să vă citesc din carte, pilda semănătorului, Matei 13, 5 și 6. O altă parte a căzut în locuri stâncoase, unde n-avea pământ și unde nu-i pământ, n-are rădăcinile în ce să intre. A răsărit într-adevăr îndată, pentru că n-a găsit pământ adânc, când a răsărit soarele s-a pălit. Pentru că n-avea rădăcină s-a uscat. N-avea rădăcină, a fost plantată, dar rădăcina nu a avut în ce să intre și s-a uscat planta, nu rădăcina. Exemplu părintelui. Aici nu mai este vorba despre sădire și udare, aici este vorba despre naștere și creștere. Ce se întâmplă cu un copil născut ca și cu un răsat de roșii, care după ce îl naști îi spui, descurcă-te tinere, va muri? De ce? Pentru că un copil născut, un baby, nu supraviețuiește dacă un adult nu-l va crește, nu-l va hrăni și nu se va ocupa de el. Pavel spune în 1 Corinteni 13, 11, când eram ca un copil, eram ca un copil. Când m-am făcut om mare, sunt ca un om mare. E un pic de diferență între astea două, adevărul este da. Atât în viața biologică cât și în viața spirituală, există o perioadă a copilăriei și o perioadă a maturizării, iar diferența dintre aceste două perioade este procesul de maturizare. Ești un ucenic sau doar un convertit? Uneori diferența este insesizabilă. Și ucenicii și doar convertiții stau în aceeași adunare. Imaginea creșterii unui copil explică două faze, ca și imaginea sădirii unui răsad de roșii. Nașterea copilului sau sădirea răsadului și creșterea copilului sau udarea răsadului în perspectiva creșterii. Un părinte spiritual ca și un părinte biologic are 4 responsabilități cu privire la copil. Prima, să-l iubească pe copil. A doua, să-l hrănească pe copil. A treia, să-l ocrotească pe copil. A patra, să-l instruiască pe copil. Să o luăm pe rând. Un părinte spiritual își iubește copilul spiritual. Mântuitorul nu a aprobat întotdeauna dorințele și atitudinile ucenicilor, dar întotdeauna i-a iubit. Întotdeauna i-a iubit. Nu întotdeauna a fost de acord cu ei. Uneori i-a contrazis, alteori i-a confruntat, dar întotdeauna i-a iubit. El a știut că de iubire au nevoie mereu, ziua și noaptea. Pavel spune, știți că nu am ascuns nimic de ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc spre convertire și să vă învăț spre ucenicizare. Iată dar evangelizarea și ucenicizarea, iată dar convertitul și ucenicul. Când dușmanii l-au acuzat pe Hristos numindu-l prietenul vameșilor și al păcătoșilor, ei în mod neintenționat au recunoscut dragostea lui pentru cei mai nemeritoși oameni. Nimeni nu-l poate acuza pe Hristos de lipsă de iubire.
Eu sunt o dovadă a iubirii lui. Și am fost unul dintre cei mai nemeritoși oameni. Și m-a iubit de parcă aș fi meritat. Un mare anonim. Pavel spunea, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia, dar să vă dăm și viața, așa de scumpi ne ajunsese răți. Dacă ai un ucenic, dacă ai un asistent și nu-l vei iubi, îl vei nenoroci. Va pleca în altă biserică, va pleca din slujba aceea pentru că nu va putea să sufere. Dacă ai un copil pe care nu-l iubești, va pleca de acasă. Se va arunca în brațele oricui. Iubirea este ca aerul, indispensabilă. Dacă nu poți să iubești, nu vei uceniciza pe nimeni. Vei rămâne singur și când vei muri, doar pe 10 metri pătrați, un loc ars de soare. Trebuie să iubești. Trebuie să iubești. Asta se va vedea și din mulțimea oamenilor care sunt pe lângă, crescând ca un răsad de flori sau ca niște copii care au unde, care au apă să-i ude și soare ca să se realizeze fotosinteza, procesul de fotosinteză. Un părinte spiritual își hrănește copilul spiritual. Pavel le amintește ucenicilor din Efes următoarele cuvinte în Fapte 20:27. Nu m-am ferit să vă hrănesc cu planul lui Dumnezeu, să vă vestesc, să vă învăț planul lui Dumnezeu. Asemenea unui copil din familie, și copilul spiritual trebuie hrănit. Cum? Cu lucruri duhovnicești. El trebuie învățat să se hrănească cu rugăciune. Dacă ai un copil, dacă ai un asistent, dacă ai un ucenic, învață-l să se roage, insistă să se roage, arată-i cum să se roage, roagă-te împreună cu el. Învăța să se hrănească prin citirea Bibliei și prin memorarea Bibliei, dar și prin folosirea diverselor metode de studiu biblic și de înțelegere a teologiei. Învăța să se hrănească prin post. Eu am întâlnit oameni care mi-au spus că n-au postit în viața lor. Mă întreb, unde or fi crescut, în pustie? N-au avut lângă ei un om mai în vârstă care să le arate ce înseamnă să crești, nu doar să te naști? Ce înseamnă să uzi, nu doar să semeni? Ce înseamnă să devii un ucenic, nu doar un convertit? Să nu-l învețe nimeni că după ce bași mâncarea în gură mai trebuie și mestecată și apoi înghițită, nu doar să o ții în gură, că nu-ți folosește la nimic, mor de foame cu ea în gură. Chiar așa a crescut în pădure omul ăsta? Ciudat este că a crescut între frați, între ucenici sau doar între convertiți. Învățați să se hrănească luându-și notițe de la predică. Trebuie să vă spun ceva. 90% din orice predică va fi uitat. 90%, nu mai ține minte nimeni, 90% din cea mai bună predică. N-ar fi de folos să ne luăm niște notițe, niște gânduri mai frumoase, mai adânci și din când în când să mai deschidem frigiderul și să mai bem un pahar de lapte, să mai băgăm așa un pic de slălină cu ceva roșie, un pic de cârnat sau poate ceva diet, dar să mai prindem la inimă. Că dacă mâncăm doar duminica, n-ar fi de folos. Ba da, dar atunci. Frați și surori, suntem saturați de predici, ascultându-le, dar credeți-mă că doar cumpărând mâncare nu ne satură. Dați voie să mai repet o dată treaba asta? Doar cumpărând mâncarea nu ne săturăm. Trebuie să o băgăm în gură, să o mestecăm, să o înghițim și asta e o muncă. Bunica zicea, și să mănânci e greu. Nu chiar ușor, o jumătate de oră, nu-i ușor. Învăța să se hrănească împărtășiile cu caracter spiritual, nu doar împărtășiile de divertisment, împărtășii sportive, împărtășii după mâncare, după distracții. Vreau să vă întreb, în ultimii 10 ani, cum apreciați întâlnirile credincioșilor? Spirituale sau omenești? Să nu le spun firești, că nu cred că-s firești. Dar sunt omenești. Mâncare, discuții, jocuri, tot felul de jocuri, cu cărți, cu bile, cu... te miri cu ce? Întreb eu, dacă am lăsat pe cineva să vorbească cum se jucau părinții noștri sau părinții părinților noștri când se întorceau de la munca câmpului, vor spune, se întâlneau și se rugau. Îmi permiteți să vă întreb unde e obiceiul ăsta? De ce ne este greu pe lângă jocurile pe care le jucăm? Să ne oprim măcar 5 minute, să ne uităm așa în sus și să vedem prin tavan slava de care am avut parte de multe ori și să-i spunem, Doamne,
Mi-e rușine să mă ocup doar de mine. Vreau să mă ocup și de tine. Mi-e rușine să-l bag în seamă doar pe prietenul meu și familia lui. Vreau să te bag în seamă și pe tine. Că prietenul meu i-a cerut 100 de dolari ieri și mi-a spus că n-are. Dar ție ți-am cerut viață pentru nevasta mea și mi-ai dat. Ți-am cerut viață pentru copilul meu și m-am întors cu el sănătos acasă. Vă spune ceva cuvintele astea? Un părinte spiritual își ocrotește copiii spirituali. Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu vi se piardă credința și după ce vei întoarce la frații tăi să-i întărești. Un părinte spiritual își ocrotește copilul după cum un tată biologic își ocrotește fiul. Apostolul Ioan ne explică faptul că există trei ispite fundamentale în care copiii lui Dumnezeu trebuie ocrotiți. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea tatălui nu este în el, căci tot ce e în lume, adică pofta firii pământești a ochilor și lăudăroșia vieții nu-i din lume. Fraților, trei sunt. Pentru cei mai mari lucrători sunt acestea trei și pentru cel mai proaspăt convertit sunt acestea trei. Prima, pofta firii pământești, asta este senzualitatea. E primul păcat, de departe e primul păcat. Cu toți verișorii, cu tot neamul lui. Doi, pofta ochilor, ăsta e materialismul, e al doilea mare păcat. Pe cine nu omoară senzualitatea, materialismul s-ar putea să-l pună jos. Și trei, lăudăroșia vieții, asta e mândria. De când e lumea lume, de când sunt creștini pe pământ, se vorbește despre trei păcate fundamentale. Senzualitatea, să nu spun altfel, materialismul și mândria. Păcatele-s de multe feluri, dar au trei șefi, ăștia. Au trei generali, ăștia. Au trei aghiotanți, ăștia. Un părinte spiritual își disciplinează copilul spiritual. Asta este puțin mai complicat. Și ăsta este un test al uceniciei și al mentorării. Dacă ai un ucenic și când îl mustri, nu acceptă, ascultă-mă, ăsta nu ți este ucenic, cum nu sunt eu, nu știu ce să zic. Un ucenic are respect față de mentor și când îl mustră, știe că este nevoie. Când un copil nu acceptă mustrarea, înseamnă că nu are. Pentru că tatăl nu vrea să-l jignească, vrea să-l crească, să-l educe și să-l formeze. Dacă ai pe cineva lângă dumneata, să nu alergi după popularitate ca să nu-l mustri, mustră-l ca să-i scoți sufletul din iad. Corectează-l, confruntă-l, evident, cu o atitudine de blândețe, de înțelepciune la momentul potrivit, cu atitudinea potrivită, cu vocea potrivită, în locul potrivit, dar mustră-l, că dacă nu cunoaște calea mustrării, n-are cum să cunoască calea vieții. Biblia spune următoarele cuvinte: pentru că nu se duce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima oamenilor de dorința să facă rău. De ce? Pentru că nu se aplică hotărârea de pedeapsă pentru greșelile pe care le-au făcut. În acest fel, Pavel și-a putut îndeplini obiectivul cu privire la maturizarea copiilor lui spirituali atunci când a spus următoarele cuvinte în Coloseni 1,28. Sfătuim pe orice om, învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Apropiindu-mă de încheiere, vreau să menționez un al treilea gând. Care sunt prioritățile unui ucenic al Domnului? Ucenicul lui Hristos îl pune pe Hristos pe primul loc în viața sa. O să citesc unul dintre cele mai complicate versete din Biblie. Dacă vine cineva la mine și nu-și urăște tatăl, nu-și urăște mama, nu-și urăște nevasta, nu-și urăște copiii, nu-și urăște frații, nu-și urăște surorile, dacă nu-și se urăște pe el și viața pe care o are, nu poate să fie ucenicul meu. Îți urăști mama? Dacă nu, nu poți să fii ucenicul lui Iisus. Asta nu e scris în Coran, e scris în Biblie. Îți urăști soția? Dacă nu, nu poți să fii ucenicul lui Hristos. Păi la toate nunțile predicatorii spun să o iubești și acum am întors-o pe partea cealaltă ca pe clătită, să o urăști. Ce vrea să spună Domnul aici?
Ce vrea să spună Domnul, explică Domnul, că oamenii n-au de unde să știe ce vrea Domnul să spună, decât numai dacă El ne explică ce vrea să spună. Uitați ce vrea Domnul să spună. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine? Iată dar ce înseamnă să-ți urăști mama, să nu o iubești mai mult decât pe Domnul. Astăzi aproape că e ridicol să spui în adunare, pe Domnul îl iubesc mai mult decât pe Carmen, soția mea. Poate ea să audă cuvintele astea? Pe Domnul îl iubesc mai mult decât pe fiicele mele și pe băiatul meu. Pot ei să asculte aceste cuvinte? Pe Domnul îl iubesc mai mult decât pe nepoții mei, de care mi se rupe inima. Pot ei să audă aceste cuvinte? Ucenicul lui Iisus Hristos îl pune pe Hristos pe primul loc. Înaintea soției, înaintea copiilor, înaintea existenței, înainte de orice. Pentru ființa mea trebuie Domnul să fie mai important decât familia mea. Mai important decât familia mea. Știți de ce sună ciudat? Pentru că noi suntem într-o poziție complicată. Că Domnul n-a exagerat. Domnul vorbește adevărul. 2. Hristos este deasupra oricărei alte relații umane. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Orice relație umană trebuie să fie subordonată lui Iisus. Ai o prietenă? Subordonează relația aceasta lui Iisus Hristos și voiei Lui. Poți să faci asta? Sau nu mai gândești datorită prietenei sau datorită prietenului? Ai o logodnică? Ai o soție? Subordonează relația aceasta lui Iisus Hristos. Relația cu Hristos este superioară oricărei relații. E greu să spui amin, că dacă nu e adevărat, cum să spui? Iar ca să fie adevărat e foarte complicat. Noi toți știm, și eu și dumneavoastră, avem relații care le punem deasupra lui Iisus Hristos. Și păcătuim și nu venim la biserică și neglijăm viața spirituală doar unei relații. Și spui, păi ce să fac, e fiul meu, e fiul meu, e nevastă mea, e bărbatul meu, e soră mea. Dar Hristos unde e? Hristos unde e? Ucenic sau doar un convertit? În al treilea rând, Hristos este deasupra oricărei dorințe personale. El zicea, Ava, adică tată, ție toate lucrurile cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși am dorința asta personală, depărtează-l, dar totuși să se facă voia ta. Îmi place să, dar totuși să se facă voia ta. Nu mai îmi place, pardon, nu mai îmi place. Îmi place, dar nu mai îmi place. Să se facă voia ta, nu mai îmi place. Asta înseamnă că eu spun Luigi să-ți fie rușine, nu-ți place lucrul acesta, da? Da. Acum e bine. Nu te lăsa condus de ce-ți place. Lasă-te condus de voia lui Dumnezeu. Să nu faci ce-ți place, să-ți placă ce faci. Nu te lăsa condus de gusturi. Nu gândi cu inima, gândește cu mintea. Ucenic sau doar un convertit? Hristos este deasupra oricărei posesiuni personale. Tot așa, oricine dintre voi care nu se lapădă de orice are, nu poate fi ucenicul meu. Dacă ceva din ce ai e deasupra la Iisus Hristos, nu poți fi ucenicul Domnului. Sunt multe condiții pentru a fi ucenicul Domnului. Pentru a fi convertit trebuie să crezi și să te pocăiești. Ucenicul lui Hristos își bazează viața pe Biblie și a zis iudeilor care crezuseră, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Dacă rămâneți în cuvântul meu, dar l-am crezut, am înțeles că l-ați crezut, în felul ăsta v-ați convertit, dar acum rămâneți în cuvântul ăsta? Sau ați venit la biserică, l-ați primit pe Hristos, vă botezați, vă însurați și plecați și mai veniți la un paște și mai veniți la nunta lui sorul meu și al lui nepotul meu? Dacă rămâneți în cuvânt, dacă rămâneți în voia lui Dumnezeu, dacă rămâneți în taina Evangheliei, dacă rămâneți în lumina celui preanalt, dacă rămâneți, nu doar dacă ați venit și ați plecat. Nu e o întâlnire accidentală cu Hristos, ci e o rămânere cu El. Mă apropii de încheiere în câteva clipe. Ucenicul lui Hristos comunică prin rugăciune cu Dumnezeu.
Într-o zi Iisus se ruga la un loc anumit, când a isprăvit rugăciunea unui din ucenici, au spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Ei au asociat puterea de a face minuni, miracolul integrității sale, autoritatea care îl însoțea, cu rugăciunea. Și a spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Este impresionat că n-au cerut altceva, ci să se roage. De ce există dificultate pentru oameni să se roage? Astăzi de dimineață ne-am întâlnit la 8 pentru rugăciune. Știați? Doamne, învață-ne să ne rugăm. Ce grele sunt cuvintele astea. Sunt grele, dar necesare. La fel ca o operație, la fel ca o injecție, la fel ca o intervenție chirurgicală, dureroasă, dar necesară, ca altfel. Ucenicii lui Hristos îi iubesc pe toți ceilalți oameni. Vă dau o poruncă nouă. Este provocare pentru fiecare dintre noi să iubim pe ceilalți oameni și să se vadă iubirea noastră din atitudinea noastră. Noi nu suntem perfecți, noi nu suntem ca Dumnezeu, noi suntem ca noi, dar lupta trebuie să continue. Ultimul lucru pe care îl spun: ucenicul lui Hristos aduce roadă. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit, iar voi veți fi calificați drept ucenicii mei. Prin aceasta, prin ce? Prin aducerea roadei. Iar roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, până la înfrânarea poftelor. Închei cu afirmația cu care am început. Mântuitorul a evangelizat mii de oameni, dar a ucenicizat 12 bărbați. Lumea n-a fost schimbată de miile de oameni pe care i-a evangelizat Hristos. A fost schimbată de cei 12 care au fost ucenicizați. Acum e puțin mai clar. Lumea n-a fost schimbată de miile evangelizate, ci de cei 12 ucenicizați. Dacă în biserica aceasta nu vom uceniciza oameni, poate fi plină duminică seara. De ce ne este greu sâmbăta să adunăm 50 de voluntari pentru scoaterea gardului? De ce ne este greu pentru 20 de voluntari ca să spălăm podeaua din New Building? Au venit 10 și la sfârșit au mai rămas 2. Restul sunt ocupați. Ascultați-mă, poporul Domnului. Dacă citim în cartea aceasta, aflăm următorul lucru. Cea mai mare poruncă este să-L iubim pe Dumnezeu. Și a doua, asemenea ei, să iubim pe oameni ca pe Dumnezeu. În seara aceasta te întreb pentru ultima oară și în timpul ăsta mă întreb pe mine, că eu sunt ca dumneata un muritor. Convertit sau ucenic? Haide să ne rugăm!